Moment emoționant. Marți, la liceul teoretic Icebrătianul din Hațeg. 11 copii din Ucraina, fugiți din calea războiului, au fost anunțați că li s-au aprobat cererile de continuare a studiilor și vor face acest lucru la structurile din cadrul prestigioasei unității de învățământ din Hațeg. Am primit 11 cereri. Dosarea sunt ordonații, exact, adică de ordonații de idei. 9 pentru învățământul primar, zicem noi. De ce și o să te... Za ce n-ai zero, să cași școala, Și 2 pentru liceu. 2 pentru liceu. Celele sunt aprobate. Stoare, pentru ce o să vorbim în stață, s-a aprobat. Veți primi răspuns cu fruzimii de astăzi. Nu știu dintre medicale. Să se aștepte și să vezi o serie. Și vom începe în îndeplinire. Naționale prevăzute să puteți beneficia de toate condițiile. Mai mai știu și traotului, că este mult de dumneavoastră. De educație, sănătate. Că nu au cine trăinează. Și toate drepturile care le-au trebuit din România. O și mai mare zidite, un mânc, iar avem mare mașină, toate să-l drept. Profesorul Ilie Pârvan, inspectorul școlar general al județului Hunedoara, a mai precizat că elevii refugiați, pentru care vor preda cadre didactice calificate și vorbitoare de limbă ucraineană, vor primi, la sfârșitul anului școlar, certificate de studiu recunoscute. Ne bucurăm că avem acest spațiu și v-am putut primi aici. Ne bucurăm că avem cadrul didactic calificat. Și poate să continue linia învățământului din țara dumneavoastră. Noi luăm lucrurile foarte serios. Deocamdată, elevii vor fi înscriși într-un catalog provizoriu. Vom face evaluările necesare. De așa manieră, zic, la finalul anului școlar și în concepția o dat, să puteți beneficia de un act am dusat dintre pucăul din papier care să spună că elevii au absolvit școala în România pe nivelul lor de pregătire. Și au venituri să ne ucile, dusat dintre papier de nefere, școală. La primare de stătămâne, stătămâne, pe lângă sprijinul inspectoratului școlar, elevii ucraineni îl vor avea și pe cel oferit de administrația publică locală din Hațeg și de liceul teoretic Icebrătianu pentru a se simți cât mai bine în județul Hunedoara. Îmi pare bine că am putut să înființăm această clasă aici la noi, la Hațeg, la Dălați. Și o să primesc multe cine de sus o clasă, tu-i sub Nalață, mulțumim domnul inspector general și domnului inspector general pe directorii de ceva. Și vreau să vă asigur de toată susținerea noastră a unității locale pe perioada cât veți sta aici. Domnul Vetturi, un ultimat rat cu zăvasă. Trebuie să-i mulțumim și domnului Prială și tuturor celor care vă facilitează să vă aveți da, o jucătă. Da, cu Andriu, și avem cineva un trimis, o bestimule tuisidite, numate usar și ceva. Și dacă aveți nevoie de ceva, vă rog să apelați la primărie și vă ajutăm cu mare drag. Da, și Matu Ciolos ne leagă la primarie Utam. O sere, și Matu Ciolos, m-am venit. Succes copiilor și să vă simțiți ca acasă. Aveți să simțoare ta că este cu vas doamnă. Deci, să cestoare e cu vas doamnă. Un alt aspect important este că elevii vor studia foarte aproape de locul în care sunt cazați, alături de familiile lor. Bună ziua din nou și suntem aici ca să găsim cele mai bune soluții. Ca să putem, în perioada cât rămâneți aici, să putem să vă oferim serviciile de educație pentru copii.
Mă bucur că am avut acest spațiu liber, disponibil și aproape de locuință. Și pe doamna învățătoare disponibilă să se ocupe. Sperăm să se poată acomoda și copiii. Nu va fi ușor, dar sunt la un loc și să se bucure de copilărie și aici la noi. Trebuie să arată de dite vași tu sumistii cu comori mea facem pomocii. În cursul zilei de astăzi, cei 11 elevi ucraineni care își desfășoară studiile la Liceul Teoretic Ice Brătianu din Hațeg au primit manualele necesare și au început efectiv școala.